Salut! Vreau să vorbesc despre iluminatul inteligent. Asta îmi lipsea. E un articol, chiar așa se intitulează, iluminatul inteligent, ați intrat pe el, care arată de ce beneficii o să avem noi parte, că devenim mai inteligenți în materie de iluminat. Pornind de la el, am dat al doilea link, FlashNet, că ăștia se pare că sunt tăticii acestui proiect. Și acolo, în partea de sus a paginii, vedeți foarte multe linkuri. Ce am mai aflat eu despre ei? Dintre altele, că se implică tipii puternic, au instalat în 2009, da, wireless, municipal, cu tantam. Suntem în 2013. N-am mai întâlnit vreo referință pe undeva că s-a dezvoltat acest sistem. Altă treabă, au lansat în 2010 exact treaba asta, pe strada Apollo. Sistemul e funcțional. Suntem în 2013, încă nu am văzut un clip care să-l arate pe ăsta în stare de funcțiune. Problema în sine mă interesează foarte mult. Pot să spun că sunt familiarizat oarecum cu problemele de electrotehnică și cu cele de comunicație, dacă mi-au după diplomă. Plus 30 de ani lucru efectiv în domeniul ăsta. Soluția tehnică este formidabilă. Însă, practică, o să omoare proiectul. Că articole promo, perfect. Vedeți și link-urile alea pe acolo, toate abureale, exact cum vezi un promo despre un detergent. Și îți arată chiar un clip în care compară detergentul la care se face promovare cu altul obișnuit. Și îl arată pe ăsta că abia atinge un colț al farfuriei și s-a curățat toată. Perfect! Trăiască Photoshop-ul! Însă nu înghit treburile astea. Ce propune el? Niște treburi grozave. Că în timp real afli că s-a defectat ceva și poți interveni în cel mai scurt timp. Sunt așa, sistemul așa de deștept încât stâlpul o să-l anunțe pe Dorel, pe mobil, prin SMS, că s-a ars becul. Dar după aceea suntem în Brașov. Și cum își mută Dorel fundul până la stâlp? He, asta rămâne ca până acum. Ce presupune? 10.481 de stâlpi făcuți inteligenți. Efectiv o să fie 10.481 de calculatoare legate în rețea între ele. A gândit cineva vreo, a văzut în practică vreo schemă de genul ăsta? O să apară niște mari probleme. Ce mai zic e reducerea intensității luminoase a becurilor. Aici o problemă. Dacă becurile ar fi cu LED-uri sau incandescență, se poate rezolva treaba asta. Dar becurile lor actuale sunt de la cu descărcări în gaze. Deci asta înseamnă că le schimb pe toate. E o treabă care o să apară, presupunând că o rezolvă asta. O să fie o țăcăneală în materie de consum la nivel oraș. S-a gândit cineva ce va face sistemul energetic cu țăcăneala asta? Nu prea. Ce propun ei? Diminuarea valorii facturilor de energie electrică și creșterea duratei de funcționare a corpului de iluminat.
Am două nelămuriri. E un bec în New York care arde din 1800 toamna. De ce? Că n-a fost stins niciodată. Deci într-un regim stabil. Ori dacă ați văzut chiar în clipul ăla, singurul care e real, becurile astea vor fi țăcănite și de o pisică. Și becul va avea o problemă. El n-a fost gândit la așa ceva. Se recunoaște că becurile astea deștepte au o problemă cu aprinsul și cu stinsul, că sunt niște fenomene tranzitorii. Deci spun că diminuarea valorii factură de energie electrică. Da. Dar până să producă economie, mai e. Ți explic. Presupunem că vinzi pizza. Ești o firmă care vinzi pizza. Și ca să te încadrezi în trend, îți cumperi o mașină eco, grozavă, care reduce consumul de benzină, poluare, noxe, bla, 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 bla. Și luna următoare, după ce funcționează mașina asta eco, spui clar, cu o lună înainte când funcționam cu aia poluantă, am băgat benzină de atât. Acum am băgat numai benzină de atât. Deci economie 75%. Păi treci în balanță chestia asta? Nu. Când îi trebuie să plătești mașina eco. Și după ce ai achitat mașina eco, după aia începi să treci pe economie. Așa e și aici. Întâi trebuie să plătești calculatoarele aia, 10.481. Bașcă niște servere care mai trebuie și de alea. Zice povestea mai lungă. Ce mai zic ei? 42 de camere de supraveghere. Asta e un lucru bun. Și butoane de panică. Și asta e un lucru bun. Bun. Ești violat lângă stâlpul de butonul de panică, apeși pe buton. Și în momentul ăla se află. Și după aceea programul ăsta n-a prevăzut. N-ai niște zipuri, arhive cu mașină de poliție și cu echipaj cu tot. Și în momentul când ai apăsat pe buton, ți-a apărut mașina lângă stâlp. Că ajungem pe chiar variantă în care ăla sau nu are benzină, sau e plecat în partea de alta orașului. Ca să nu zic că la ora actuală 112 se poate accesa de peste tot, așa că nu văd cum o să vină ăștia mai repede. Deci sunt eu sceptic din toate promurile astea. Flashnet a instalat deja 50.000 de controloare, calculatoare de astea, probabil stâlpi deștepți, în zona Golfului Persic. Și ei n-au reușit să facă un clip cu o mașină care se plimbă noaptea printr-un cartier de ăsta în care sunt controloarele lor și se filmeze treaba. Cum se aprind și se sting lumina. Când ai 50.000 de corpuri în ăsta iluminat, nu reușești să faci un clip? Păi singură explicație. Nu prea funcționează treaba. He, tăticul lui Flashnet, Helon, care le-a vândut o hardu și softu, că nu prea știu care e contribuția lui Flashnet la treaba asta. Să o laudă mai ei, angro. 500 de orașe în China. 500.000 de stâlpi inteligenți. Nici ei nu pot să prezinte un clip. Singurul clip care l-am găsit eu pe internet e ăla care l-am postat. Managementul sistem a străzii. Atât. E dubioasă treaba.
Eu mă gândesc puțin mai departe. Recent un scandal. Ministrul Fondurilor Europene a anunțat că România va trebui să plătească comunității europene pentru deficiențe în sistemul de gestionare a fondurilor UE, perioada 2009-2011, peste 1 miliard de euro. Și spune el, este prețul plătit pentru prostie. Acești 10,87 milioane euro cât costă sistemul ăsta care îl implementăm la Brașov, nu apare acolo. De ce? Că e în 2013. Dar tare mie că mai încolo, în 2015, o să plătim și pe ăsta. Nu cred. Din aceste motive care le-am prezentat aici. Ăștia nu sunt în stare să prezintă un filmuleț undeva unde ăsta și funcționează. Da, soluție grozavă. Ce-mi doresc eu? Atât. Să mai trăiesc? Numai atât. Până se amortizează investiția asta. Și eu zic că o să trăiesc mult al dracului. Dacă mă ajută-l de sus. Faptul că a realizat pe strada Apollo o bucățică câțiva stâlpi de ăștia deștepți, nu e același lucru cu problema care vor ridica cei 10.000 de stâlpi. Eu m-am confruntat cu așa ceva în practică. Îmi pare rău că înghiți în gălușca asta, dar nu prea depinde de mine. Ce sunt eu încântat? Că la album 3 am postat realizarea 166 lampă de baie 2. Ce sunt mândru, că aia depinde de mine și am rezolvat-o. Iar acum o să dispar. Nu vă speriați. După 5 luni de hemoroizi IT, m-am decis aseară și am făcut o comandă că hemoroizi IT și am comandat așa ceva. E un calculator. E de joacă pentru mine și asta depinde de mine și sunt încântat. Deci astea sunt observațiile care le am eu. N-am înghițit. Însemnarea asta va rămâne postată. Și în situația când proiectul se dovedește viabil, ce înseamnă implicit că eu am greșit și sunt tâmpit, eu o să spun treaba asta. Însă în situația când proiectul nu va fi viabil și noi ne trecem la pierd de 10 milioane de lei, nu o să zică nimeni nimica. Că pe undeva se spune 90 nu știu cât la sută e dat de UE. E, eu și banii ăia consider tot ai mei. Iar UE nu ne-a pus, ia luați băi băi și faceți cu ăștia o șaormă. I-au dat cu un scop precis. Și când o să vadă că scopul ăla precis nu s-a realizat, îi dăm înapoi, cu dobânză. Avantajul ei. Bun. Țineți-mi pumnii. Ce știți? Ce important e asta pentru mine ca să pot trăi? Vă sărut. Ar mai fi ceva de zis? Vedeți că a mai trecut un prag. Vizitatori 16.007. E mult? E puțin?
Sunt foarte puțin în comparație cu alte bloguri. De regulă am 30-40 pe zi. Dar sunt selecți ăștia. Dacă reușești ei ca să înghită 15 minute de vorbit, sau 30, restul tweet-ă, 140 de caractere. Next! Păi mai sărut odată. Toate bune!